Domnul Grama, vă rog frumos, microfonul 63. Mulțumesc foarte mult. De fapt, eu nu am întrebări, pentru mine totul este clar. După o muncă de 5 ani la Ministerul Sănătății și deja mai mult de un an în Parlamentul Republicii Moldova, vreau să vă spun un singur lucru și de fapt oaspeților să le spun că noi am avut un mare noroc în Republica Moldova datorită unor doamne, atât din Parlament cât și din Ministerul Sănătății și societatea civilă, noi am câștigat această luptă, să zicem începutul unei mari lupte. Eu aș vrea să le spun pe nume că doamnele au vorbit cam modest așa despre felicitări unei alteia, dar eu vreau să spun că chiar cu riscul de a-și compromite cariera politică, doamna Oxana Domente a pus piciorul în prag pentru promovarea acestei legi privind controlul tutunului. Vreau să zic că doamna Svetlana Cotelea, care acum reprezintă Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițeanu, dânsa a fost viceministru, medic, șef sanitar de stat, muncea până la 11-12 de noapte, venea la comisia parlamentară, datorită faptului că doamna Buliga cu 10 ani în urmă, când însă a fost președinta Comisiei Sănătate, Protecție Socială, deci nu în zadar, eu vorbesc de doamne, datorită faptului că actualmente este o doamnă la Ministerul Sănătății, doamna Roxanda Glavan, în societatea civilă Antonița Fonari, avem câțiva bărbați foarte importanți, domnul Ghenadie Țurcanu, domnul Gavriloi, domnul Șalaru de la Centrul Național de Sănătate Publică, deci deja bărbații s-au alăturat unui grup foarte serios de femei foarte ambițioase, foarte profesioniste și datorită faptului că s-a lucrat în echipă, noi avem ceea ce avem. Deci asta vreau să o spun și, într-adevăr, dumneavoastră ați vorbit despre una, despre alta, așa, cam modest. Eu vreau să spun apăsat că datorită dumneavoastră noi am câștigat prima parte a luptei.